Bine, hai, cântăm împreună. O Champs-Élysées, și tu, hai. O Champs-Élysées. Ce vrei să spui ceva la microfon? Ia zi. Ce vrei să zici la microfon? Nu. Vorbește doar. Zici ce vrei. Alo? Zici ce vrei. Ce vrei să transmiți oamenilor tu? A toa? Vrei să le cânți? Da. Păi și cântele. Crezi că te aude cineva în gălăgia asta? Nu. Atunci lăsăm pentru când se poate cânta, da? Bine, iubirea mea. Altceva vrei să spui? Ce vrei să spui? Cum? O poezie? Nu vreau să spun nimic, zici. Spune-ne tu atunci ce faceți și cum se simte Leon. Leon e bine, am fost la a cincea intervenție, e mult mai bine și din punct de vedere cognitiv. O să mergem și la a șasea intervenție acum pe 22 septembrie. Vom sta acolo pentru ultima intervenție, apoi urmează să vedem ce vom face și în Spania cu acea miofibrotomie. Pentru că el acum, din punct de vedere cognitiv, a crescut foarte mult, a scăzut foarte mult spasticitatea și urmează să vedem ce se face și cu alungirea de mușchi. Pentru că ăștia sunt pași. Vă că aveți o relație tată-fiu extraordinară. Normal. Noi suntem... Cum suntem noi? Noi ce suntem? Ia zi, ce suntem noi? Suflete? Pereche. A zis. Ia zi la microfon, ce suntem, suflete? Pereche. Ai văzut? Zi, vrei să ne mai spui ceva? Zi. Onira. Onira? Bine, hai cântăm împreună, hai. Onira, où tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera encore, lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Bine, hai, cântăm împreună. O Champs-Élysées, și tu, hai. O Champs-Élysées.